Ieremia 13 Așa mi-a vorbit Domnul. Du-te și cumpărăți un brâu de in și pune-l în jurul coapselor, dar să nu-l înmoi în apă. Am cumpărat brâul după cuvântul Domnului și l-am pus în jurul coapselor. Apoi cuvântul Domnului mi-a vorbit a doua oară astfel. Ia briul pe care l-ai cumpărat și pe care îl porți în jurul coapselor, du-te de îndată la Eufrat și ascunde-l acolo în crăpătura unei stânci. M-am dus și l-am ascuns la Eufrat după porunca pe care mi-o dăduse Domnul. După mai multe zile, Domnul mi-a zis, scoală-te! du-te la Eufrat și ia din acel loc brâul pe care ți-am poruncit să-l ascunzi acolo. M-am dus la Eufrat, am săpat și am luat brâul din locul în care-l ascunsesem. Dar iată că brâul era stricat și nu mai era bun de nimic. Cuvântul Domnului a venit la mine și mi-a zis, Așa vorbește Domnul, tot așa voi distruge mândria lui Iuda și mândria cea foarte mare a Ierusalimului. Poporul acesta rău refuză să asculte de cuvintele mele. Ei umblă în încăpățânarea inimilor și merg după alți Dumnezei ca să le slujească și să li se închine. De aceea, el va ajunge cabriul acesta care nu mai este bun de nimic. După cum se lipește brul de coapsele unui om, așa am lipisem și eu întreaga casă a lui Israel și întreaga casă a lui Iuda, zice Domnul, ca să fie poporul meu, onoarea numelui meu, lauda mea și slava mea. Dar ei nu au ascultat spunele cuvintele acestea Așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel Toate burdufurile de vin trebuie umplute Și dacă ei îți vor zice Nu știm noi oare că toate burdufurile de vin trebuie umplute să le spui Așa vorbește Domnul Iată pe toți locuitorii țării acesteia, pe regii care stau pe tronul lui David, pe preoți, pe profeți și pe toți cei ce locuiesc în Ierusalim, îi voi umple de beție. Îi voi izbi unul de altul, pe părinți și pe fii la oaltă, zice Domnul. nu voi cruța, nu voi avea milă de ei și nu mă voi îndura de ei, ci îi voi distruge. Ascultați și luați aminte. Nu fiți mândri, căci Domnul vorbește. Dați slavă Domnului, Dumnezeul vostru, înainte ca El să aducă întunericul, înainte să vi se clatine picioarele pe munții întunecați. Voi așteptați lumina, dar El o va schimba într-o umbra morții, o va preface într-un întuneric adânc. Dacă nu-l veți asculta, sufletul meu va plânge nascuns pentru mândria voastră. Ochii mei vor plânge și vor vărsa lacrimi pentru că turma Domnului va fi dusă în captivitate. Spune regelui și reginei mamă, smeriți-vă, plecați-vă căci va căzut de pe cap cu una de glorie. Cetățile din Negev sunt închise și nu e nimeni să le deschidă. Întreg Iuda este dus în captivitate, este exilat în întregime. Ridicați-vă ochii și priviți pe cei care vin din nord. Unde este turma care-ți fusese încredințată? turma ta cea frumoasă? Ce vei spune când Dumnezeu va pune conducător peste tine pe cei pe care i-ai obișnuit să-ți fie prieteni apropiați? Nu te vor cuprinde durerile ca pe o femeie la naștere? Tu te întrebi în inima ta, de ce mi se întâmplă toate acestea? Din cauza mulțimii nelegiuirilor tale, ți s-a ridicat poala hainei și ți-a fost dezgolit trupul. Poate cușitul să-și schimbe pielea sau leopardul petele? Tot așa, nici voi nu puteți înfăptui binele, voi care sunteți deprinși să înfăptuiți răul. Vă voi risipi ca pleava luată de vântul pustiei aceasta ți este soarta, partea ta de la mine, zice Domnul, pentru că m-ai uitat și te-ai încrezut în minciuni. Tot odată îți voi ridica poalele peste față ca să ți se vadă rușinea. Adulterele și necazurile tale, desfrânările tale nerușinate. Am văzut scârboșeniile tale de pe dealuri și din câmpii. Vai de tine, Ierusalime. Cât timp vei mai sta în necurăție?